Prima poveste pe care vreau să o citesc în seara aceasta e o poveste inspirată din una din întâmplările petrecute în mediul sătesc, în satul Bacetoliere. E vorba de Bacetoliere și Cipoiu. Am să fac o scurtă introducere la povestea propriu-zisă, după care intrăm în cuprins. De câte ori ne întoarcem cu gândul un timp la anii de școală, vedem înainte ochilor profesorii care s-au ocupat cu atenție de educația noastră. Și am o partidă. Unui mic slab, cu ceva căbat în barșul negru, plin de pihe. Altui bărbat bine, cu mustăcioară. Alta e slăbuță și mai urțică, alta e grăsuță și elegantă. Unii înalți, alții mici, niștea saprici, iar ceilalți în smolcom. Dar fie ei cum ar fi fost, nu tăți să opresc în sufletul nostru. N-am optăți pentru că lucrurile sunt limitate. Cei aleși s-au așezat de mult în scaune, de hodină din inima noastră, iar ceilalți se duc mai departe pentru că biletele lor probabil că vizează alte stații mult mai depărtate. Câteodată se întâmplă că mai ies și dintre aceia care nu găsesc stații de coborâre în inima și sufletul nimărui. Și atunci îi întreb, ce-or fi cotat în școală? Cine știe? Una e bistos și oricum, și-or greși cariera. E, dar cei puțini au loc de cinste. Ei sunt cei care au avut dibăcia necesară ca și să apropie de coarda noastră sensibilă și din zâsa luceala. Cum s-o apropie? Încet? Încetișor? Sau fictiv? Un profesor bun atinge coarda sensibilă a învățăcelului și o face și vibreze. Un profesor cu tact știe când și glumească și când și fiaspru. Dincolo de tătie, dacă știți și să facă plăcut, materia lui îi ușor înțeleasă și multe învățături se fixează undeva la loc sigur, de unde mai târziu în viață pot fi luate într-un ajutor. Aici sunt cei de care păsta ani tare dor. Parcă și astăzi mă aflu în clasă la orile lor, când timpul ori și ia în loc, ori trecea pângă noi în cea mai mare fugă. E, dar cum păsta ani fiecare dintre noi avem, ori om avea, colegi mai tineri, ne revine și nouă obligația de a transmite mai departe experiența dobândită. Funcție de cum o facem, vom fi pomeniți. Nu de altă, dar de zâsa luceala, dar din dar se face rar. Așa că ascultătorilor, mare atenție! Dăruiți! Mulțumesc! Mare dușman al omului e timpul. Aici era și dușmanul nostru în pruncie. Zic asta pentru că te-a dăunat, treceau vacanțele prea iute și cu ele anii frumoși ai copilăriei. Nu mai vorbesc de sările de iarnă cu poveștile lui Bacetoliere. Astăzi s-o amintire așezată în suflet la loc de cinste. E, iac așa ascultam o poveste într-o sară de iarnă la Bacetoliere în casă. Bacetoliere așezat în capul mesii, o închis o ticadă obișei, o două secunde, și-a aranjat părul după frunte, apoi s-a dat clopul ușurel cu două jergete către spate, și apoi o zis, într-a așa fel de-și laudă toată lumea. Apoi, dragii mei cei de buni, una și una fac două. Fuga e rușinoasă, dar e și sănătoasă. Zic asta pentru că am învățat-o pe pielea mea, dar stați și vedeți ce am învățat. Cu mulți ani în urmă, într-o noapte de vară, durmeam liniștit și mă visam. Am fost și visurile, sunt fean și tip. Aici însă nu era ca celelalte. De ce? Iată de ce. Eram undeva pe o bină mare. Pentru cei care nu știu, o scenă mare. În sală era spurg de lume. Mă tăți băteau din păr. Eu cu vecinii mei cântam într-o formație de muzică populară. Mă, și așa faină, cântam de tăți să minunau. Acum, oameni buni, dar ceva nu era în regulă. Zic asta pentru că vecinul Petre Clănetistul nu sufla în clănet, ci avea un furtuner băgat așa pe muștiu și raportat cu cealaltă capăt, drept într-o pompă la care înfoia vecinul Ilie. Bă, complicată problemă. La dobă bătea vecinul Gheorghe cu cei doi prunci al lui, dar toți băteau deodată.
Mitul cântat în gură, dar mai așa tare vorcea, de tot mai tare ca noi să auzeam. Când subțire, când os. Ei, dar eu cântam la Vigiane și așa mi-a rea ca un săt. Asta ca asta, dar năpoia noastră după firean și în ghireapta și în stânga binei și iau ceva de tare cu pușile îndiretate, că tot noi și unul striga, bă, o cântați, vă împușcăm pătăți. Și iată așa cântam, de ieșea fum de noi. O mărs cântarea bine, dar până la un moment dat, când nu mai stăpâneam droagele încordate de la Ideaghe, o crălăuitură ce ieșea din brâncile mele de vai și amar. Scârțeau droagile și gândești că ne împunja cineva drept în urechi. Când a început a s-auzi așa cam un freci pe piaga oblocului, dacă vă aduceți aminte, cu borete de aceala pe care luam noi prunci din lada de la televizor, după ce luam și montam televizorul, n-am mai suportat. Și atunci am zburat în pas strigând, trăjeți bă, că nu ne predăm! Că m-am trezit, nu era baiul mare, baiul era că horjiturile și horoiturile și bongoiturile, tot le mai auzam. La început m-am gândit că încă mă visesc, cu ochii de șiș. Dar și n-a dat afloriță măiarea mea auzea. Am ce era de făcut? Am ieșit în ocol, apoi în 2000 șcări, m-am trezit în uliță, însă cum noaptea treche sau mai tare și cum vara toată lumea doarme, cu obloacele și ușile deschise, nu m-am trezit numai eu, că ia câtă-l în uliță și pe Mitru, ciuleatul cearele și audă, mă, de unde vin cărluiturile ale, bată de norocul? Că s-auzeau niște cărluituri de să zbârlea chiar pe noi. De la o vreme a apărut și Ilie cu Gheorghe, bă, toți eram în gaci, gămeși și cu șlarfile în picioare, vă dați seama, trezâți din somn, ce mai? Un vânticel așa răcuros vinea ușurel din cealaltă uliță câtă noi. Pe de o parte ne răcurea, dar pe de alta aducea cu el, din când în când zgomote înfricoșătoare. Târziu ne-am băgat în ocoale câtă în ziua când s-au oprit țâmbliturile, fără de niciun rezultat. Nu știam ce și din ce s-aude. A doua seară m-am culcat fără de niciun gând. Dar doar nu credeți că am avut hasnă de somn. Nu mă leac a fost rău și ară nu a fost bine. Când dormeam așa pe spate, ia câtă iar a venit visul de că o seară neanche. Cântam ce cântam în vis și apoi începea hidiaia mea și croloaie. Din două mișcări am zburat în vârful patru drept în mijlocul cășii, de-acoale în ocol, și apoi, cu lămpașul aprins împreună cu vecinii mei, ia câtă ne în uliță, pregătiți și înarmați și cu furci în brânci, să dăm de strâcoaia care face tonoia în uliță. De câtă marginea satului, vineau iar scârțuiturile. La început s-au auzit niște mieunături prelungi și ne-am gândit că ar fi vreo 10-20 de mâță în flacări. Apoi mieunăturile s-au înșchimbat în jghierături de prunci mici și flămânzi. Da, dacă nu început și s-audă crăituri de ca, așa cam de vreo 15 ghini cu grumazurile și licite, am zis, bă, musai și cercetăm mulița noastră, dar ce nu ceva în regulă. Zis și făcut. Curaj ghină că te tai. Așa că înarmați cu furci și cu lămpașuri, am inspectat din uliță peste căputuri fiecare număr de casă. Nici urmă de strigori, o de altul fel de arătare. Pe cum ne depărtam de cășile noastre, tot mai slab auzeam neunăturile, până de la vreme o chiri cu tătul. Ce era de făcut? Ne-am întors ca câinile acasă cu coadă între picioare, vezi, bă. Mă, oameni buni, n-am ajuns bine acasă că a început ghigonia și s-audă ea. Vinea așa câtă noi niște zgăunături, când piții găiate, când groase, de ne înfioram tăți. Noi ca noi, dar câinii vini să rătăți de poli și s-a ascunsăsări până cotroavele din căpițele de paie, mă, și acolo zgăunau de vai și amar. Asta ca asta, dar nici vacile n-aveau o stâmpă. Mujau niște lau și erau gata, gata și rupă lanțurile. Târziu noapte s-o liniștită-te, când o înceta ghigonia și mai croloaie. N-am prea dormit nici în noaptea aceea. A treia zi, conziliu de război. Baiul era cât casa. Vacile nu mai dădeau lapte, însă casele de frică. Ghinile nu se mai ouau, iar câinii nu mai vreau șansă de până căpițele de paie, nici și mânce. Ce era de făcut? Era musai și prindem ghigonia, așa că mobilizarea. De cu sara ne-am pregătit lămpașurile și bâchile cu mocioacă. Muierile pregătiseră furcile și dacă așa îmbrăcați, și cu tenis în picioare, ca și cu te fugiri iute dacă îi bai de ceva, așteptam să vedem care e rânduiala. Am ieșit în uliță pe la aviță și am așteptat să noteze și înceapă, bineînțeles, ghigonia programul cu cărloiturile. Abia de la o vreme, așa mai câtă 12 noaptea, la ceasurile cear tard în zisa luceala, a început programul de strigături. Misiunea începea. Așa că ne-am încolonat cu muier cu tăt și la drum. Ușurel, cu băgare, de seamă, am luat-o câte capătul uliță. Toată lumea dormea, numai noi bolhăream. Colana se îndirecta câtă ghigonie. Noi meream pe punți cu curaj de ghină moartă. Iar umbrele noastre
lungi și încârnite mereau păcăși. Aici, colo, câte o buhă se spărea de noi. Sau noi de ea, cine mai știe. La un moment dat, mieunăturile s-au înștiembat în băunături, apoi în țâvlituri de muier beche, care au început niște uiuituri ca la o sfăț. Nu mai aveam mult până la locul faptei, mai trebuia și o luăm la stânga de pe toți pe marginea satului. Acolo se întâmpla ceva. Mă, oameni buni, n-am apucat și dăm colțul, o și zburat înaintea noastră o arătare neagră și înfricoșătoare. Din două mișcări am sărit în spărpață cu buchile, cu mocioacă pe ea. E, dar n-am apucat și-o încingem în bătaie cu început arătarea și ștere. Mă, nu dați, mă, zice că se o pasă de noaptea satului. Ai, domnie, domnie, bate-te focul tău, nu știu care zi. Dar ce bai de căroi în halul ăsta, mă? Că doar nu te-o jugă nicareva. L-o întreba Munior, bineînțeles, Mitru, că el l-o întreba. La care pază de noapte zis? Mă, nu e o cârloi, mă, zice, că dintre acolo vine cârloitul. De la asta am venit și eu până aici ca și văd care-i baiul. Da, bine că ne-a lămurit cu faza că era câșpa și la autoim între coarne. Dar acolo ne-am îndiretat scăte locul cu pricina. Pe cum ne apropiat, tolăiturile s-au înștibat în jgherături de muieri, apucate de chici și învârtite până pol. Apoi am auzit suduituri cu voce groasă, apoi orică el. Ce mai bătaie în toată regula? Tătă lumea asta ieșa, tătă alarma asta ieșa de la unul din casă pe noboc. Oblocul era de șties. Am ce era de făcut? Ce era de făcut? Și sărim într-ajutor muierii bătute ca să oprim primejdia. Că din zis aluceala, dacă la casa aprinsă fuge și vecinul sfădit și o stângă, noi cum nu-mi dau o brâncă de ajutor, că doar nu eram în înțelegeri cu nimeni. E numai că n-am apucat și ne uităm până obloc. Că la un moment dat, când s-a auzit o fâsâitură puternică, noi bărbați am înlemnit. Știam ce, doar că am făcut războiul. Bistoș se pasă ceala din casă o grenadă între noi. Na, atunci și vedeți fugă cu muie cu tăt. Fugeam de mâncam pământul. Muierile mai uzi de picioare mi-au depășit cu viteze, strigând tătul mai. Paza satului și pierduse boconcii din picioare și așa fugea de sculț. Recuperarea a făcut-o la mine în casă. Acolo mi-a mai tras sufletul și am hotărât că-i musai și așteptăm ziua, o meare pe lumină și vedem care baiul la omul nici ea. A doua zi am înșlebat o comisie și am mers la casa omului cu tolăială. Mă, oameni buni, ce credeți că era la mijloc? Nici nu bărâiți. Omul își cumpărase un cimpoi, mă, și să înzulea și înveță și cânte la el. Hai, domnule, baiul era că n-avea tolceare muzicale. Aici era tătă treaba. Așa că ținea bietul instrument de vai și amar. O încerca și repete dimineața. Nu l-a acceptat familia, bineînțeles, nu l-a mai suportat. Apoi încerca ziua, l-a amenințat vecinii că îl părăsc la miliție. Țara se spăreau porcii veniți de la purcat și vacile ajunse de la ciodă, așa că s-au hotărât și cântie noaptea. Ia ca din ghevineau cârloiturile, țâvliturile, scârțiturile, șgherăturile de pruș frământ, scârțiturile de ghini, zgăunăturile pițigheate, tolaiara și scandalul, orcăiele și bătaia. Tăte ieșeau din cimpoiul cu ceala, care de fiecare dată începea să-l bati, așa zisele cântări, și încheia cu o fâsâitură zdrobitoare. Cine și-ar fi închipuită ca artistul lângă noi? Nu știa nimeni. Ei, dar cea mai mulțumită de cântări era buna artistul, mare, buna artistul. Bunicii nu dădeau să bucură de nepoți. Și buna artistul era atât de bucuroasă, că la un moment dat zice că totdeauna când își auza nepotul, o apuca plânsul. Zice că își aducea minte de strigăturile lui cel bătrân. Am Dumnezeu și le-ar că s-o dus de mult. Am de ce o strigat? Pe cum de ce o strigat? Zice că o strigat că i-o picat ușa de la pot peste gheambe. Și când începea ea ăsta cu cimboiul lui să cânte și aducea minte de el, bătrân, și a început să râde, da, ce să fac? Asta e rânduială. Am un noroc, i-am putut până la urmă înțelege cu artistul și oprească cântarea, bare în botrin ochi, ca și că putem și noi bodinie în pace. Bine, el de cântare tău nu s-a lăsat, numai că s-a mutat cam o săptămână cu cântarea la Iștălaule și Apeului, unde era el acolo de azi și lucra acolo. Numai că și dacă lui i-a făcut vânt că înțărca să le facem, mă, nu mai dădeau lapte, așa ceva n-ai auzit. Așa că iar o adus și în poi acasă, dar n-o mai apucat și cânte din el, că nu știu cum l-a uitat, mă, oameni buni pătârnați, și când l-a apucat bogăt cânile lui. Și tăl l-a sfârtigat cu dinții, a rămas omul cu vietul, pe instrumentul muzical. Am la încheiere, ce pot și vă mai zic, decât că omul, din zesa lui ceala, omul care n-are cântare în el, e capabil de trădare și de stricăciune. Așa că, dragii mei, cei de bun, mare atenție! Apa și steaie, dar cântarea, ba! Și nu uitați că din zesa lui Baștăghere, știe cineva, viața e frumoasă, îți dai scurte. Așa că ascultați și vedeți!